Cu multă dragoste și patrie de țară, bine v-am găsit, oameni buni, într-un episod de nou din Comanda la mine, care a fost foarte, foarte cerut, episodul 13, atenție, nu știu ce e așa special la el, dar cred că e ceva, că altfel, bine, voi când îmi trimiteți, eu habar n-am care-i 13, care-i 5, care-i 20, nu știu la care am reacționat, la care nu. Așa că cel mai bine trimiteți link-urile, că mi-e mai ușor. Bine, hai să vedem ce e așa mare nebunie cu episodul ăsta, să trecem la treabă, hai să dăm mare, mare like și bine. Episodul de astăzi este rândul altor doi adolescenți să trăiască experiența Comanda la mine. Andreea Ignat din Tulcea și Vali Dobre din București. What the f... Ăsta e de la cu măscări, cu de-alea? No, ce fain o să fie! Tulcea. O mamă pe care o simte departe, un tată care a plecat, o copilărie din care își amintește nu zâmbetul îngăduitor al părinților, ci mai degrabă urâtele lor certuri. Moda aia din 2010 cu balerini în picioare cu blugi și vestele alea peste tricouri. Mai lipsesc eșarfele alea în pătrățele de alea alb și negru, super. Și întrebarea obsedantă, de ce nu e bine? Toate acestea au făcut-o pe Andreea să fie ce e astăzi, o adolescentă rebelă din Tulcea, care la 16 ani nu își dorește decât să iasă cu orice preț în evidență. Tot ce am eu n-am mai văzut la nimeni. Când s-a schimbat ea din copil, s-a schimbat în adolescent, nu... E parcă, nu știu, mi s-a stricat efectiv copilul, deci până erau cu cash deodată, ceai. Adică e, plus că n-am mai mers să-l trimitem înapoi în garanția doamna, adică nu știu ce s-a întâmplat. Mi-a venit greu să o văd așa îmbrăcată și machiată așa tare, deci mi-a venit greu, nu, chiar ne certeam în continuu, zi, fată cu mine nu merge așa, când trece ea toată lumea, se uită fluieră și mie că o etichetează greșit. Mă consideră o ciudată, chiar dacă eu nu sunt. A bine, acum când îți spui lei să dea aia la gât, adică nu. Sincer, acum, numai la câine am văzut de aia. Adică, na. Înțeleg asta cu ciocărele, nu-mi place. Mie nu-mi place deloc. Dar o înțeleg. Dar aia chiar e lesă. Adică, no, dai pace. Probabil pentru că nu am intrat prea mult în vorbă cu mine și nu mă știu ca persoană. De ce nu mi-ai răspuns la telefon? Nu am avut chef să răspund. De ce? N-am avut chef să vorbesc cu tine! Andreea își învinuiește deopotrivă părinții pentru că nu i-au oferit o copilărie normală, pentru că i-au înlocuit povestea de seară cu vorbe grele și că nu au crescut-o împreună. A fugit în lumea ei, încercând să se regăsească undeva, oriunde. Poate muzica o și influențează muzica asta gălăgioasă? Ce-ți place când îi vezi pe ea măzgăliți, că sunt tatuați cu sânge pe... Bă, ce mă disperă asta, bă, când aud că muzica te influențează și da, un pic, da, da, să... Că eu știu unde vor să meargă ăștia. Dacă asculți numai rock și rap și hip-hop, nu înseamnă că automat devii drogat. Nu-i ca și cum atunci când ești super cu minte, asculți muzica aia și buf, eu vreau să mă schimb. Nu, înainte te schimbi și după aia începi să asculți muzica aia, e logic. Gât sau pe față sau... Bă, ce știți voi că așa e frumos, că nu înțelegeți, nu... Firesc că ajungi să nu mai știi ce e bine și ce e rău, ce înseamnă bucurie sau stare de bine. Ajungi să cunoști doar dezamăgirea și durerea, iar durerea ajunge să-ți fie și plăcere. What the... Am observat pe mâna ei niște zgârieturi și mai mult de atât a vrut să-și taie vena, dar n-am înțeles de ce. De ce? De prostă, că, adică chiar pe bune, de ce să vrei să... Sincer, acum... Și tu ca părinte, dacă vezi că are probleme, du-l la psiholog, că nu e nicio rușine, dă-mi iertă-mă. Gândește așa, de ce faci așa, nu știu. E o plăcere atunci când simți că se taie carne, adică când se desfică. Sunt cele care sunt implicate dintre noi, punem mână la mână și o să putem să zicem că ne facem frați de cruce. Asta e prost, nu, lasă. La un moment dat, Andreea și-a dat seama că nu poate schimba realitatea ei. De aceea a decis să locuiască singură într-o altă casă. Totuși, în puținele zile care se petrece alături de familie, Andreea se retrage într-o lume virtuală. Mereu în conflict cu lumea celor care au crescut-o. Rebecca este un copil dificil. De asta am și luat o garsonieră să poată stea, pentru că nu... Da, nu, e o idee super bună în momentul în care nu-ți poți controla copilul care e încă minor, să-l lași să stea singur, să-și facă și mai tare de cap, să-l scap și mai tare de mână. Bravo, bravo! Nu se înțelege. Nici cu bunica, nici cu sora, nici cu nimeni. Extraordinar! Să vă mână să strânge, ce ai putești și pune mâna da, să vă mână? Da, mă vreau, faci după mine. Cum are să facă după tine? Uite așa cum se face.
Uite așa, întotdeauna face. What the... Hai, bă, hai, hai, și plânge pădaj. Cum adică să plâng? Hai, taci. Toată casa numai haine, semințe, încă acum noroc că n-a avut semințe. Obitisești. Bă, Loredana, am crescut-o cum am crescut-o pe copilul, pe copiii mei. Dar copiii mei încă n-au ajuns să-mi răspundă, să-mi întoarcă vorba. Dar ea, chiar odată am prins-o acum vreo 2 ani, niște băieți acolo și-a încercat-o și chiar s-a repezit și mi-a dat și o palmă. Ce-a zis că niște băieți au încercat? A, și-a încercat-o, niște băieți și-a încercat-o cu ea sau ea și-a încercat să fie mai șmecheră când era și băieția? Sunt foarte confuz, dar o să aleg varianta mai amuzantă la mine în cap. Voi puteți să alegeți ce vreți, prieteni. Mă vine să o calc în picioare în altceva. Bineînțeles că am sunat-o pe măsă, i-am spus și atunci a fost cearta cea mai mare între măsă și ea. A fost ăla războiul. Mama și bunica mereu o învinuiesc. Tatăl a plecat și a refăcut viața, iar dragostea de părinte și-o revarsă acum mai mult asupra băiatului pe care îl are dintr-o altă relație. Pe Răzvan. Iar toate acestea explică în bună măsură tot ce este în sufletul Andreei. Le port frică părinților pentru că... În primul rând s-au gândit că eu am să sufăr. Nu știu dacă s-au gândit sau nu, dar eu zic că nu. Relațiile dintre Andreea și tatăl ei sunt foarte rare. Cam egoiste, nu? Adică sigur, e vina părinților, dar nu poți să dai toată viața vina pe ei. Adică se mai întâmplă. Nu mi-ai dat atât importanță cum îi dădea înainte când era cu noi, normal. Dacă aș avea putere să schimb ceva la familie, aș încerca să-i împac. Și să vină, desigur, să-l iași pe frățiorul meu acum cu mine, că îl știu și mie drag de el. Fiecare zi încerc să comunic cu ea, dar degeaba, orice aș... Bă, dar tot episodul ăsta e numai despre ea, adică hai să-l vedem, să-l cunoaștem pe și pe celălalt băiat, să... Adică hai să facem ceva ce... Spune, nu ne putem... Să înceapă comanda la mine, măi, prieteni! Cu care să o liniștesc, să înțeleagă ea că nu e bine ce face. În sfârșit, suntem în Buca Heist. Vali Dobre are 16 ani și este din București. Până nu demult, părinții erau mândri de el. Intrarea la liceu și divorțul părinților l-au schimbat. Acum își propune doar să simtă viața în felul în care o vede el. Bă, adrenalina o ador. Îmi plac senzațiile tari și îmi găsesc orice preocupare ca să-mi dea aceste senzații. Acum... Cringe. Nu știu, s-a schimbat foarte mult. Nu mai ascultă. Mileuri. Cred că ei se complac în situația asta. Se strige lumea pe stradă emo sau fake emo, cum își spune. De ce am impresia că ea e manelistă și el e emo? Că nu se taie pe mâini și alte chestii. Nu-mi place pilsurile lui care și le-au pus. Nu prea îți place pilsurile, este? Asta mă deranjează foarte mult. Eu consider că în ziua de azi imaginea este cea mai importantă pentru cineva. Clar, în rest, nu contează cum ești tu, important e cum te vede lumea. Se îmbracă ca o fată, ca o... Mi se pare groaznic. Viața lui Vali și a celor ca el pulsează pe alte drumuri decât... Ce i-a crescut acolo? Ce e aia? Sau și-a dat cu... Ce scrie aici? By Carla. Ea i-a făcut editul. Vai, ce faine erau editurile alea acolo, care erau cu efecte de astea, mizere în jur și nu știu ce, și spuneai nume. Photoscape, cred că se numea mizeria aia, de care, bine, adevărul e că și eu l-am folosit o vreme ca să... Nu, trebuia să... Da, revenind. Oribil. Ce și-a dat aici? Cu cremă de gălbenele i s-a infectat sau ce are acolo? Niște ou de dimineață? Nu înțeleg. Tinerilor din altă generație. La fel ca mama lui, nici Florentina, sora lui mai mare, nu se bucură de prea multă considerație. Nici măcar atunci când Vali are nevoie de ceva. Dă-și mie niște bani, ca așa o combinație ceva. Hai mă, fugi de aici, aici. Hai de mă, dă-și mie niște bani. Băi, ești nebun, fugi de aici. Deja încep să mă scoți dezerte. Că nu vreau neapărat respect. Eu. Vreau să o respecte pe mama. I-am dat prea multă libertate, să spun așa. Și, practic, am greșit. Trebuia să fiu un pic mai dură cu el. Asta nu mi se pare că o să fie o problemă chiar atât de mare la părinți de schimb, dar cealaltă domnișoară cu ritualurile ei dubioase, acolo să fie amuzant. Blamat de soră și de mamă, prietenii au devenit încet încet aliații lui Vali în micul lui război cu propria ei familie. Okay. Ce băi de bandele asta? Mamă, dar ce cu casa? Adică e ciudățică. Deci pleacă, plecați. E foarte joasă așa. Și lăsați-mă pace. Băi, handicapatul e al tăi groat. Sunteți o familie de... Și tu, băi, retardat. Băi, ești afară din camera mea, a zis.
Du-te la părăi tăi. Băi, nici termină. Deci în camera lui se intră de afară direct în camera. E super ciudat. De aia mă se... Îmi place că se restește la mine. Mă cer. Ăla numai biroului. Acum sincer. Că ia majoritatea timpului. Cum poți să stai? Că numai... Numai comod nu stai acolo la birou ăla. Se lui vale felul de a se mișca, de a gesticula, deci de a vorbi sau de a trăi. Iar uneori, acest lucru devine periculos. Ok, asta cu școala pare drogat. Nu-i place. Când ies de la școală, simt că am ieșit de la pușcărie, adică mă simt liber. Bun, pe mine mă plictisește, teribil. Țit să o facă. Pentru ce vrei bani? Pentru că am combinațiile mele. Hai, dispar, te rog frumos. Deci, te rog frumos, dispar din calea mea. Da, foarte... Foarte joasă camera, numai mie mi se pare că e foarte scundă, adică nu ar trebui să fie un pic mai înalte casele de obicei? Pleacă, mă, nenoroc! Sau poate așa se fac în zona aceea? Cu vagabonții tăi? Cu vagabonții mei, măcar, aia mă înțeleg. Dar ce faci de astea cu mine? Deci nu te da la mine, dacă tu vrei la prietenii. Nu te da la mine? Dar ești mama lui, măi, cum să se dea la tine? Adică, e ce? Nu, stai, nu înțeleg. Ok. Tăi n-ai decât alege între mine și prietenii tăi. Mă, după stan. Îmi pare rău de chestia asta că s-a ajuns aici, să nu mai am încredere în el. Sunt momente la care mă simt vinovată, simt că nu mai am nicio autoritate asupra lui. De adulții din ziua de azi ar trebui să înțeleagă că nu mai sunt vremurile care erau odată. Stai, mă, din gură cu tâmpenile astea, mă, atâta se tot timpul adolescenții ei cu cucerez lumea, așa am fost adolescenți, așa am avut figuri de astăzi, ne înțelegem. Mai trec câțiva ani și după aia ți-ies toate figurile astea din cap, că îți dai să te lovești de viață și... Mamele celor doi copii au convenit să-i trimită pe aceștia timp de 7 zile într-o altă hai, familie, trecem. Cu reguli mult mai stricte. Ele să cunoaștem speră ca familia, această experiență prieteni. Să-i facă pe adolescenți să-și revizuiască atitudinea față de propria yes. familie, față de școală și față de viață în general. Să-ți ieși și eu să-ți vină greu. Și pe asta? Ai o perucă? De ce are o perucă? Ai vrei, lasă-mă. De ce are perucă? Să fii ascultător. Ai înțeles? Da, și sper să... Baftă, vă salut. O zi bună. Abia așa să scap de voi. Stai 2 luni acolo. 10. Drum bun. Să scap de voi. Vrei să chipu? Vrei să fii cu minte acolo și să da. Asculti. Pa. Să vii pa. Mai bună și mai să fii cu minte, da? Pa. Pa, pa. Mi se pare super este... ciudat, o să fie super amuzant contrastul pentru că ea pare mult mai masculină decât el și el pare mult mai feminină decât ea. Departe. O să fie amuzant! Cred că îl va... Hai să cunoaștem familia, prieteni. Pentru prima oară, în scurt timp, vor pleca să petreacă o... Dar voi știți că noi încă n-am... De ce nu ne-a arătat secvențe cu familia la care ajung? De ce încă ne arată pe eu? Vreau să văd familia! Altfel de săptămână, tocmai în localitatea Vârșeț, aflată în Banat. În Banat sârbesc. Atât de departe. Zici că am fost dan bitmea. Dar gen din Tulcea și București în vezi de tot. Bună, Vali, are bine? Ia uită-te. Ce faci? Na. Bine. Pregătim? Tu? La fel. Bravo. Cât de ciudat sunt amândoi. Ce te-ai la emisiune? De, nu știu așa, de, vrea să încerc ceva nou. Nu mai suport să am părinți de așa. Prea stresanți, prea proști, nu știu. Tu fumezi? Da. De băut, băi? Am băut. Ce-ți provoacă ție plăcere? Păi eu nu știu dacă ai întrebat-o bine, că acum dacă ți explică ea cum își despică venele în patru, adică nu-i chiar... Mai la prima întâlnire nu se pune întrebarea asta. Chiar vreau să știu. Mă tai. Te tai? Da. Cu lama? A, cu ce vine mai ușor. Unde, pe mâini? Da. Furculițe, cuțite, uneori și linguri, numai într-adevăr cu ea trebuie să râcăi un pic, ca asta trebuie să... Dar ce prinzi, adică e ok. Ce ți oferă, ce plăcere ți oferă? Când simți că se despică carnea, știi? E mișto. Ești emo? Nu pot să zic asta. Tu ești? Nu, doar mă porc. A, exact, îmi place stilul. Am un stil anume, da. Urâte vremuri erau în 2008. What the f... Bă. Bă, e, în primul rând e scârbos când auzi la un bărbat, dar de la...
Ah, groaznic. Dacă comentează ăștia ceva, de nu le râgâi ca în cala chipsuri de astea și am băut la cola, le râgâi rău de tot. Le arăs tu lor cum stă treaba. Mi scuzi, perdini, prieteni, sunase telefonul, să revenim. Era un curier care altfel îl ignoram eu, dar pe ăsta îl pierzi, nu mai vine. Revenind. Bam, suntem în vârșeț. A, chiar e în Serbia. Adică, ok, trebuie să treacă granița. Nice. Cei doi adolescenți vor ajunge arată în nice. Serbia. Sau, mai bine spus, în Banatul Sârbesc, unde, în orășelul Vârșeț, îi vom întâlni pe Eftimie și Ana Blaj și... Eu cred că e Sârbia bănățeană mai mult, că suntem în Serbia tot. Pe cei trei copii ai lor. Mamă, dar zici că-s puși pe bătaie tot timpul, ia uite cum stau, zici că plănesc ceva malefic. Mihail, de 23 de ani, Mihaela, în vârstă de 18 ani, și Dara, fetița de 17 ani, înfiată de către aceștia. Ce ciudate scadrele astea, zici că e ceva serial de la anii 80. Când intro-urile alea și deodată, știi, filma pe el, punea camera pe el și deodată se întorcea așa. Știi? Vai, ce cred. Cu toții încearcă să păstreze ideea de românism, de familie, de respect și de bună cuvință. Sunt o persoană foarte hotărât, determinat și îmi place cum am primit odicoața de la părinții mei. Tatăl e cuvântul pentru toți. El când spune ceva, aia rămâne. Și sunt foarte de acord cu el. Obrăznic. Păi normal că... Adică... A zis că el, adică cuvântul, da. Cia mai mult mă enervează. Fata deocamdată e majoră, o împlinit la vârstă, care, să vă spun puțin, ea foarte puțin iese în oraș. Trebuie să-mi dea explicații, să știu unde e, ce face, cu cine și de ce stă mai mult. Tata este, da, asta, o persoană așa mai dură. Dar un părinte, zic, eu așa pare, îmi dau cu părerea, așa trebuie să fie. Poate greșesc, deci nu vreau să supăr pe nimeni, dar mă gândesc eu că poate așa o fi, deci eu așa vreau să zic. Pare mai mult rus decât... Bine, mi se pare amuzant că, adică amuzant, e totuși de apreciat că știu atât de bine română, țin cont că, na, serbe, adică dacă ești în Serbia, limba ta principală trebuie să fie sârba, mi se pare logic. Fie, tot în așa fel o să fiu și eu cu copiii mei. Dormind și uitându-se la stele nu se poate. Pe lângă respect, credință, iubire de frate și părinți, Mihaela a învățat ce înseamnă chipzuința, cum la fel de bine știe ce înseamnă și bucuria răsplății. Dar ce cu muzica asta dubioasă de pe fundă? Nu ni se dau bani mulți pe mână, dar am totul ce îmi doresc. Ei îmi cumpără totul ce... Am impresia că citește de pe un prompter de undeva ce are voie să zică și ce nu. Ce îmi trebuie. Cu doi copii frumoși, cei doi părinți au mai găsit încă înăuntrul lor destulă iubire pe care să o ofere cu drag cuiva care avea mare nevoie de ea. Dara este o fetiță care nu are părinți și nu a fost iubită de nimeni. Îmi pare bine că a venit, am primit-o cu drag și o prețuim cu drag. Cred că copiii mei pot să învețe multe. Cât tare greu este că nu ai o mamă și tată lângă. Deci vreau să mă iertați acum, dar așa ciuda plânge, te sperie, așa e toată fața sau o grimasă, așa de... Nu râzi de așa ceva, dar... Știți că sunt anumiți bebeluși care, bă, surâzi, bă, când plâng, bă, surâzi, mă, Ca să nu poată să-l dea o anumită educație, să nu poată să... Mă, fată, plângi dacă îți vine să plângi, că așa numai cum te chinui să nu plângi, să țin tine să-ți cumpere un cadou, să nu poată să te ducă în primii ani la școală, să nu poată să... Am înțeles, sunt părinți buni, oameni buni. I-au fumat, bea cafea la o vârstă de 16-17 ani. I-am spus de azi încolo, o țigări nu-ți mai cumpăr și la mine în casă nu se mai fumează. Să nu vin să te simt că fumezi. Ceea ce ea a acceptat și în zi de astăzi văd că e mulțumită cu ceea ce am făcut și sunt foarte mulțumit cu educația ce pot să-i dau. Să venim bună tot pe znaci. Pentru ea înseamnă foarte... Ea fiind adoptată, nefiind, probabil au fi fost adoptată mai din Serbia decât am înțeles. Da,
Am înțeles care e faza. Să era drumul cel bun și cel rău, să primească o dragoste care până acum nu a avut-o și nu a primit-o. Neco de mi caje to ne muito. Ușile să trebuie. Da. Înainte de ce venea la noi, au făcut șirele și au trecut prin multe lucruri grele care mult ori defectat-o în viață. Și acum e mulțumită cu acest... Nu cred că defectat-o era cuvântul potrivit, dar am înțeles ce voia să zic. Până la urmă, oamenii trăiesc în Serbia. Adică e de apreciat că știu română. E... Ceea ce are și cu ceea ce este. Ea mult ne iubește. Mihail are 23 de ani, unii ar zice un bărbat în toată firea, dar atâta timp cât este încă sprijinit de părinți și locuiește în casa lor, trebuie să le asculte. Dar mie mi se pare că are un corp ciudat, e un pic aplecat în față și cu mâinile depărtate, doar mie mi se pare asta. Încă porunca. Tată, te rugăm frumos, vrem să ne ducem în oraș. Se poate, dar tu ești cel mai învârt să ai grijă cum te comporți și... Să nu zici că vrei să mergi cu cămașa aia în oraș, că-s și nebunesc, e absolut oribil. Vezi, la ora 10 să vă văd să fiți acasă. Tate, se poate măcar până la ora 11, că avem majorat. Dar de ce tot timpul se începe cu cuvântul tată, vreau să fac asta, tată? Ce asta? Zici că suntem în Japonia 1100 și vii să la rege și te adresezi... What the fuck? What? Ceva e dubios aici. Nu. Dar e majorat, man. E efectiv e majorat. Deci fără nicio discuție vreau la 10 să fiți acasă. Să nu aud vorbe de la unul și altul de ce v-au rude în partea voastră. Că atunci vă ai șamar de mama voastră. Bine. Ați înțeles? La revedere. Din respect, niciodată nu m-aș permite ca în fața părinților mei... Ca... Stai un pic! Are 23 de ani. Ok, asta nu e ok, man. Adică chiar dacă încă e ajutat și întreținut de părinți, tot nu e ok, man, să cere așa permisiune. Adică, și nu mă refer că e vina lui, e vina, adică părinții ar trebui să aibă mai multă încredere în el. Ca să vorbesc urât, să ies pare bărbat în toată firea, adică... Sunt lucruri pe care nu le concep. Sunt cel ce dă cu pumnul în masă și ca tată sunt puțin... Bun, are pretenții un pic cam mari de la... E un pic prea control freak, dar na, o să aflăm mai încolo să vedem dacă e chiar atât de rău sau că de cele mai multe ori știți în episoadele astea ne facem o părere greșită despre oameni și după aia descoperim că bă, de fapt ei erau foarte ok, dar aveau motivele lor. Așa că ne oprim aici, mulțumesc tare mult că v-ați uitat, like, share, subscribe, ne vedem data viitoare, vă pup, oameni buni, pe bune, abonați-vă dacă ăsta și ne vedem în următoarele episoade, vă pup, numai bine! If I could build a little vessel that could take us to another time and place, what would you say? If the burning of the engines could be powered by the smile on your face.